Tu vois, parce que je fais pas. Ça, c'est dans. Thank you.
10-2-10. Probă de microfon, probă de microfon. Probă de microfon, probă de microfon. Probă. Da, ok.
Bine, săptămâna viitoare ne vedem într-o zi și îl rezolvăm. E bine că mi-ai amintit, că data trecută când am fost am uitat. Bun, zero. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, dragi prieteni ai fotbalului american din România! Transmitem în direct de pe Arena Vasile Moga din Apahida, unde, peste câteva momente, urmează să înceapă partida dintre Cluj Crusaders și Reșița Locomotives. Meciul contând pentru etapa a doua a campionatului național de fotbal american. Ambele echipe vin după o victorie în prima etapă, unde Reșița a trecut cu scorul 35-0 de Bucharest Titans, iar Crusaders a învins în overtime la Timișoara printr-un field goal marcat de numărul 25, Paul Giurculeț. Kick-off-ul urmează să fie executat de numărul 16, Rus Vlad, de la Reșița. Mingea a fost returnată până la linia de 20 de yards a celor de la Cluj Crusaders. Second down la linia de 30 de yards pentru Cluj Crusaders. După o pasă către numărul 23, Tudolici Cristian. Crusader să încearcă un run pe mijloc care este oprit pentru loss de defensiva celor de la Locomotives. Pasă incompletă.
și echipa clujeană se aliniază pentru, pentru primul pant din această partidă. Pant ratat, mingea s-a lovit de spatele numărului 7, Paul Cârjă, și a ajuns în, în out la linia de 30 de yards. Reșița alege să înceapă cu un run, primul play al ofensivei lor, și reușește să obțină primul down. Încă un run pentru echipa reșițeană. Pare să nu fie avansat. A avansat 3 yards. Tackle for loss. Third down. Și se întorc la linia de 19 yards. Pasă, placaj și fumble. Fumble recuperat de echipa reșițeană. Fourth down. Cu loss of yards. De la aproximativ linia de 20 de yards. Să vedem, poate o să încerce un... Da, încearcă să joace mingea. Receiver liber pe partea stângă. Oh.
pasă nereușită de echipa reșițeană. Și Cluj Crusaders să-și începe atacul de la linia de 20 de yards. Din nou din propriul teren. Run pe mijloc al numărului 13 de la Cluj Crusaders. Cristian Răzvan a fost oprit de defensivă la 2 yards după line of scrimmage. Încearcă o pasă, pasă incompletă. Al treilea down. Și sec la linia de 15 yards. Urmează fourth down. Crusaders ar trebui să încerce să dea un punt. De data aceasta preferabil în jumătatea adversă. Și a trecut puntul la 40 de yards în terenul propriu. Run pe mijloc, numărul 3 de la Reșița reușește să evite 3 tackle-uri. Este pus la pământ după 7 yards, second down de pe linia de 30 de yards a clujenilor. Reșița câștigă 15 yards în urma unei pase către numărul 3.
Numărul 3 este Ronaldo Tomasello. Tomasello pare să fie ținta principală a QB-ului reșițean Jesse Robbins. Aceștia au jucat împreună, cred, ultimele 3, poate 4 downuri. Și atunci când așteaptă să... Pasă incompletă. Către Buzea Gabriel, numărul Buzera Gabriel, numărul 98 de la Reșița. Încearcă un scramble și este scos afară din teren la 7 yards. Au fourth down și încă 2 yards pentru un first down. Și sec. QB-ul reșițean a fost ajuns de defensiva de numărul 49 din defensiva clujană, Zitman Peter. Și Cluj Crusaders își reau atacul de la linia de 17 yards din terenul propriu. Doi yards câștigați în urma primului play. Încă un run. Echipa clujană mai câștigă încă 2 yards, e 3rd and 6 de la linia de 20 de yards. Say no!
third down, să vedem. Urmează o pasă a celor de la Crusaders. Pasă incompletă pe mijloc. Mult peste numărul 10, Marian Micaci. Și care era relativ liber. Fourth down. Se încearcă încă un punt. Am ajuns la al treilea set de drive-uri consecutiv al celor de la Crusaders care se încheie în punt. Bine, Dani! Mingea este din teren undeva la 30 de yards în terenul echipei adverse. Screen. Și câștigă aproximativ 7 yards în urmă primului play. Pasă către numărul 88, care era în afara marcajului, nu era acoperit de niciunul din jucătorii clujeni. End of se sfârșește primul sfert. Scorul este în continuare 0-0. Echipele urmează să-și schimbe terenul. Și o să își reia atacul de la aproximativ linia de 41 de yards. Și avem un second and short. QB scramble, nu găsește pe... pasă incompletă. A fost foarte aproape să conecteze cu numărul 88 pentru ce ar fi fost un first down. Flag on the play. Să vedem ce s-a întâmplat.
Se repetă al treilea down după o penalizare de 5 yards pentru echipa reșițeană. N-am înțeles exact care a fost penalizarea. Slot receiver-ul pare să fie destul de liber. Mingea însă pleacă către jucătorul cu numărul 3, Tomasello, însă trece mult peste capul său și rezultă într-o pasă incompletă. Fourth down pentru fourth and seven pentru echipa reșițeană. Par să facă un punt. Da. Se reia play-ul. Penalizare, flag on the field. Să vedem pentru ce. Ok. Pare să fie illegal formation. Da, au fost 5 yards de penalizare pentru Reșița Locomotives din cauza unui illegal formation. Punt. Până la linia de 50. Aproximativ 50 de yards terenul advers. 47 al celor de la Crusaders. Run pe mijloc. Abia trece de... Nu, a ajuns până la line of scrimmage, numărul 23. Numărul 23 este Todolici Cristian. Încă un run, tot Todolici Cristian. Și tackle for loss pentru numărul 52 din formația reșițeană. I can say.
Third down, al treilea down, a treia încercare. Și mai au aproximativ 13 yards pentru a obține first down. În caz contrar, vor trebui să încerce un punt sau o conversie. Da, tackle la line of scrimmage. Fourth and long. Fourth and nine. Punt până la linia de 30 de yards. Pare că toate panturile de până acum ale formației clujene au mers în afara terenului direct, cu mici excepții. Pare să fi, este o penalizare, pare să fi fost 12 oameni pe teren la una din formații. Să vedem acum la cine. Ne cerem scuze pentru stâlpul care intră destul de des în cadrul nostru. Din păcate, din cauza poziției nefavorabile, nu avem cum să-l scoatem din cadru. Nu putem să ne mutăm în altă parte a tribunei. Run pe exterior al echipei reșițene, numărul 10 este placat de numărul 91 al echipei clujene, Popa Cosmin. QB scramble pe partea, încerca pe partea stângă, scapă de al treilea placaj și este pus jos în cele din urmă de numărul 10, Marian Micaci.
Bine, Crusaders! Tackle for loss, 4th and 9. Pentru Reșița, să vedem. Da, o să execute un punt, sau cel puțin s-au pus în formație pentru a executa un punt. Și minge ajunge la linia de 40, trece de linia de 40 de yards, undeva la linia de 35 din terenul clujenilor, iese afară. Run numărul 23 iese în exterior și este oprit de defensiva reșițeană înainte de line of scrimmage, se pare. Pasă incompletă pe partea stângă către numărul 93, Dan Krșnik. A treia încercare și încă puțin mai bine de 10 yards pentru echipa clujană. Încă o pasă incompletă, pare a fi fost ceva neînțelegere între QB-ul celor de la Cluj Crusaders și running back. Este fourth, patra încercare și 11 yards. Să încerce un punt. Pantul a fost deviat din nou în direct în brațele unuia dintre jucătorii echipei reșițene. Bravo, Călin! Locomotivul o să-și rea atacul de la linia de 40 de yards din aproximativ 40 de yards din terenul clujan.
foarte aproape de o intercepție, numărul 16 de la Cluj Crusaders. Pare că QB-ul celor de la Reșița pare că l-a luat la țintă, efectiv. I-a dat exact unde vrea un receiver să primească mingea și se pare că nu a fost destul pentru o intercepție. Reșița câștigă aproximativ 22 de yards în urma acestui play. Jucătorul a fost scos afară imediat după ce a primit mingea, dar a apucat să facă să ia posesia mingii și asta a fost destul pentru first down. Penalizare. Delay of game. Cinci yards penalizare pentru delay of game împotriva celor de la Reșița. Se repetă primul down. Să vedem. Sec! Foarte mobil și foarte bun QB-ul celor de la Reșița, însă linia ofensivă pare că nu există uneori. Este second and long. A fost dus în spate până a fost pus jos undeva la linia de 45 de yards, deci cam tot ce a câștigat în urma pasei anterioare a reușit să piardă dintr-un sack. Pasă în lateral pentru numărul 3, care este pus la pământ de numărul 11 de la Cluj Crusaders. Albetal Daniel. Hai să vedem. Third down. Third and long. Pasă la numărul 3. Tomasello trece, scapă de primul placaj, al doilea, al treilea. Și într-un final este pus jos de numărul 16. După aproximativ 10 yards câștigați în urma acestui play. Thank you.
Fair catch semnalizat de cei de la Crusaders. Și recuperează mingea la linia de 10 yards. Este un flag pe teren. Pare să fie o penalizare. Probabil jucătorul a fost lovit în urma semnalizării pentru fair catch. Să vedem. Da, a fost o penalizare acolo de 10 yards pentru echipa reșițeană. Timeout cerut de cei de la Reșița, Locomotives. Run Cluj Crusaders reușește să câștige circa 3 yards în urma acestuia. Pasă puțin peste numărul 10, Marian Micaci. Nu pare să lege niciun joc, niciun play echipa clujană. Până acum au avut majoritatea paselor au fost incomplete. Chiar și cele mai simple. Să vedem un punt. Așa și iase din teren la 30 de yards în jumătatea echipei oaspete. Dorin,
Încă un minut din prima jumătate a jocului. Nu înțeleg ce a fost acolo. Tentativă, a fost un offside din defensivă, după care s-a retras, după care s-a fluierat altceva. Și cinci ars penalizare pentru echipa clujană. Încearcă să alerge cu mingea, QB-ul lor, pas completă, aproape de linia de 50 de yards, first down pentru echipa reșițeană. Pasă incompletă către numărul 16 din echipa reșițeană. Numărul 3 pare să fie targetul pentru acest play. Da. Fumble, dar se pare că apucase să fluiere arbitru. No. Încă 10 secunde din această repriză, din prima jumătate a jocului. Echipa reșițeană nu mai are niciun timeout. Se aliniază cu 4 receiveri. O să vedem. Îl avem și pe al cincilea. Și pasă completă. Tackle la 25 de yards. Hai să vedem dacă mai apucă să facă spike. Nu. Și s-a încheiat prima jumătate a meciului.
Începe cea de-a doua repriză, cea de-a doua jumătate a meciului, a treia repriză cu kick-off-ul echipei clujene. Scorul este în continuare 0-0. Niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze în prima parte a jocului. Mingea este returnată de numărul 11 de la echipa reșițeană pentru aproximativ 23 de yards și vor începe primul down de la linia de 42-43 de yards din propriul teren. Run al numărului 3 reușește să obțină un yard în urma unui run pe mijlocul, prin mijlocul defensivei. Și este second and 9. O bâlbă în ofensiva reșițeană. Broken play și tackle for loss la linia de 30 de yards. Echipa reșițeană pierde aproximativ 15 yards în urma acestui play. Și pasă incompletă către numărul 19 din echipa Locomotives, Rus Alexandru. Punt. Și mingea iese din teren la 33 de yards în jumătatea formației clujene. Până acum pare că defensivele au fost cele mai în formă. Formațiile ofensive reușind... Uitați, un run pe mijloc, numărul 21, Florin Oltean rămâne fără cască la linia de 40 de yards și continuă până la 50. Jocul este oprit și marcat ca fiind first down, nu? Ca fiind down la linia de...
39 de yards. A doua încercare și obține, să vedem dacă a ajuns la primul down. Da, first down pentru Cluj Crusaders. Run oprit de defensiva reșițeană la line of scrimmage. A doua încercare și încă 10 yards. Run pe centru, numărul 22, Cristian Feher. Reușește să obțină circa 6 yards în urma acestui run. Ofensiva clujană pare să se miște ceva mai bine în această a doua parte a meciului. Și Florin Oltean obține un first down în urma unui run spre exterior. După cum ziceam, Cluj Crusaders se prezintă mult mai bine în această a doua parte a jocului. A reușit să lege în același drive două first down-uri. Lucru care nu s-a întâmplat în primele două sferturi din joc. Da. Și tackle for loss pentru echipa reșițeană. Numărul 13 de la Cluj Crusaders a fost oprit înainte să ajungă la line of scrimmage. Echipa clujană pierde aproximativ 4 yards în urma acestui play. A doua încercare și 14 yards. Marian Micaș este cu mingea, aleargă și să vedem, este aproape de first down. Da. A fost oprit cu un yard înainte de first down. Să vedem al treilea down. Poate încearcă un QB sneak. Da. Și aleargă QB-ul clujenilor cu minge. Reușește să obțină primul down. First down, Cluj Crusaders!
s-a schimbat, mă. QB-ul celor de la Crusaders pare că a părăsit terenul, în locul lui a fost luat de numărul 21, nu, numărul 93, Dan Krishnik. A încercat un QB sneak și în urma acestui a reușit să câștige circa, să vedem, 2-3 yards. Tackle for loss și pare că unul din jucătorii reșițeni s-a accidentat în urma acestui play. Pare a fi numărul 87, Mezin Paul. Să vedem. Echipa medicală este pe teren. Sperăm că nu e nimic grav. Și jucătorul s-a ridicat. Calcă pe picior, pare a fi... Nu. Să sperăm că va fi ok. Paul Cârșă este înapoi pe teren. Vedem. Pasă fără adresă. Pasă incompletă. Nu cred că era nimeni în acea zonă în momentul acela. Ok, fourth. Al patrulea down. Să vedem, poate echipa Clujan va încerca să transforme un field goal. Timeout. Timeout cerut de echipa Cluj Crusaders. Ar fi primit un delay of game dacă nu apucau, se strigaseră deja 10 secunde și nu apucau să intre în formație înainte, să dea snap-ul înainte de expirarea timpului. Da, pare că se aliniază pentru un field goal.
cel care urmează să încerce pentru field goal este Paul Jurculeț, numărul 25 de la Cluj Crusaders, cel care a reușit să transforme și în victoria celor de la Timișoara. Și bară. Reușește să lovească bara transversală. A, atinge mingea. Mingea a rămas încă în teren, da, dar jocul este oprit. În urma primului, primei încercări, echipa reșițeană reușește să avanseze 8 yards printr-o pasă către numărul 16. Rusclad. Pasă către același rus Vlad. Încă aproximativ 8 yards câștigați de acesta și first down pentru Reșița. Pasă și intercepție! Intercepție Cluj Crusaders! Numărul 25, Paul Jurculeț, interceptează mingea în propriul teren la linia de 30 de yards. Numărul 25 este același care a ratat field goal-ul de mai devreme. Reușește cumva să compenseze pentru aceasta și face o intercepție în al treilea play după field goal-ul ratat. Echipa reșițeană a reușit să facă un sack și să dea înapoi pe Cluj Crusaders cu circa 7 yards. Pentru cei care au intrat mai târziu transmisiunea mai târziu, scorul este încă 0-0.
Ran pe mijloc, Florin Oltean, să vedem, reușește să câștige până acum 10-14 yards și ajungem la linia de 37 de yards, cu încă 3 yards pentru un first down. Pare să se resimtă după acest placaj. De mare nevoie de îngrijiri medicale. Se ridică. Pare să fie ok. Dar va fi înlocuit. Să vedem. Fourth. Al patrulea down. A patra încercare și încă 4 yards pentru un first down. Pare că echipa clujeană încearcă să obțină first down. Și aruncă o intercepție. Mingea este returnată până la linia de 30 de yards în propriul teren. Pe partea dreaptă, să vedem, și este împins afară de numărul 22, Cristian Feier. Numărul 11 este cel care a câștigat acești 3-4 yards de la ultima fază. Cred că este același care a făcut și intercepția mai devreme, Devion Young. Pasă către numărul 88. Acesta este placat după ce obține primul down la linia de 18 yards în terenul clujenilor. Pasă completă către același număr 88. Împins afară din teren la 8 yards după ce apucă să obține primul down. Reșița este la first and goal. Observat ce s-a întâmplat, cred că s-a cerut un timeout. Tocmai s-a încheiat sfertul 3, urmează să schimbăm terenul.
convinge cu Bolt. Aproape de încă o intercepție. Pasă incompletă. Formația reșițeană pare să nu schimbe formația. Poate ar trebui să încerce un run de la distanța aceasta. Încearcă încă o pasă și încă o pasă incompletă. Third and goal. Mai au încă aproximativ 7 yards până în end zone. Defense! Și offside. Numărul 55 de la Cluj Cus Raiders, Dragoș Pop, reușește să treacă line of scrimmage înainte ca mingea să pornească. Urmând să fim penalizați cu aproximativ, cred, 3 yards. Al treilea down de la 3 yards până în end zone. Să încerce un run probabil cu numărul 3. Nu. Scramble. Și touchdown pentru Reșița Locomotives. S-a deschis scorul în sfârșit în sfertul 4, în momentul de față 6-0 pentru echipa Reșița Locomotives. Urmează să încerce execuția unui field goal. Touchdown-ul a fost marcat de numărul 1 de la echipa reșițeană, Jesse Robbins. În urma unui scramble pe partea stângă a apărării clujene. Și broken play. Același Jesse Robbins la minge, reușește să arunce mingea, dar jocul era deja oprit. Ceva probleme pe teren. Se încing puțin spiritele în urma acestei faze. Reșița se pregătește de să repună mingea în joc. Scorul rămâne 15 yards penalizare pentru unsportsmanlike conduct, conduită nesportivă pentru unul din jucătorii celor de la Locomotives. 15 yards de penalizare
care intră în efect în momentul transformării loviturii din începere. Marian Micaci este cel care preia și încearcă să returneze mingea. A reușit să înainteze circa 20 de yards și Cluj Crusaders să-și reia atacul de la linia de 40 din propriul teren. Run pe partea stângă și câștigă 20, numărul 23. Todelici Cristian reușește să câștige circa 5 yards în urma acestui play. Al treilea down și încă 4 yards pentru echipa clujană. Și run pe exterior. Numărul 13 reușește să obțină primul down. Era copil. Tackle for loss. Când a doua încercare și încă 13 yards. Pasă, recepție, Dan Crâșnic.
și iese din teren la... Să vedem dacă... Da. A obținut first down. First down Cluj Crusaders, numărul 93, Dan Crâsnic. Run pe mijloc. Este oprit înainte de line of scrimmage. Nu. A reușit să câștige 2 yards înainte să fie oprit. Doua încercare și încă 8 yards. Run. Run pentru 6 yards. Același Răzvan Cristian. Third and, mai au aproximativ 2 yards până la first down din a treia încercare. Pasă către Marian Micaci. Nu, n-a fost Marian Micaci. Intercepție. Reșița Locomotives. A fost o minge disputată care se pare că în cele din urmă a ajuns în mâinile cornerului reșițean. Aceștia își reiau atacul de la linia de 5 yards din propriul teren. Foarte aproape de un safety. Au reușit să o scoată din să scoată mingea din terenul de țintă, dar au pierdut și un yard în urma acestui play. Același număr 3 este aliniat lângă QB. Da, încă un run pe centru. Este liber. Scapă. Un singur jucător îl mai poate opri momentul de față și nu reușește să o facă. Touchdown Reșița Locomotives. A marcat cu numărul 3 Ronaldo Tomasello în urma unui run de 98 de yards. ...12-0 pentru Locomotives. Impresionant cum a reușit să scape din marcaj running back-ul celor de la Reșița, având în vedere faptul că se știa că este una din
țintele preferate sau jucătorii preferați ai QB-ului reșițean? O bâlbă, broken play și reușește totuși să arunce pentru o conversie de 2 puncte, 14-0 pentru Reșița Locomotives. Offensive pass interference numărul 10 pare să fi fost de la cei de la Reșița. Se repetă faza de la linia de 14-15 yards. Pasa incompletă în urma penalizării primite de cei de la Reșița. Scorul rămâne în continuare 12-0 și Reșița se pregătește de kick-off. Repunere scurtă. Crusaders încep de la linia de 30 din propriul teren. Au mai rămas aproximativ 5 minute din acest match. Moment care găsește echipa clujană în posesia mingii, încercând să reducă din diferența de pe tabelă. Șapte yards câștigați în urma acestei prime încercări din drive. A fost un run pe centru spre stânga a numărului jucătorului cu numărul 23, Cristian Todolici. Încă un handout și tackle for loss. Echipa clujană e împinsă
înapoi încă 3 yards. Foarte, foarte puține pase încercate de QB-ul celor de la Cluj Crusaders azi. Și foarte multe din cele care au fost totuși încercate au rezultat în rezultat în pase incomplete. Încă un run pe mijloc și first down. First down. First down Cluj Crusaders. First down Cluj Crusaders în urma unui run al numărului 13, Răzvan Cristea. Același Răzvan Cristea leargă pe partea stângă și reușește să obțină 4 yards. Second and 6 pentru formația clujană. Run pe mijloc, numărul 22, Cristian Feier. Timeout cerut de formația clujană. E third and... Ori îmi țineți chestia asta. Așa. Între timp am revenit online și noi, live. Run pe partea dreaptă. Cristian Todolici, first down Cluj Crusaders. First down Cluj Crusaders, numărul 23. Cristian Todolici. Marian Micaci iese în afară și pierde 12 yards pentru... Dau flaguri pe teren. A fost o penalizare, probabil un clinch între jucătorii de pe margine și Marian Micaci. Să vedem.
conduită net sportivă. Numărul 7 de la Cluj Crusaders și numărul 3 de la Reșița Locomotives. Penalizările se anulează reciproc. Second down de la linia de 49 de yards din primul din terenul propriu al celor de la Crusaders. Bâlbă în în backfield-ul celor de la Crusaders pentru a patra oară în acest match. Este a patra oară în acest match când jucătorii din backfield-ul clujan reușesc să se intre în coliziune unii cu alții. Pasă incompletă către numărul 13 și al patrulea down dintr-o poziție în care din care nu se poate vorbi de un eventual field goal. Pare că echipa clujană încearcă să obțină primul down. Au aproximativ 25 de yards. Mingea este interceptată de Reșița Locomotives. Încă un run pe exterior al numărului 3 de la Reșița Locomotives și este oprit după circa 40 de yards. Two minute warning, mai sunt 2 minute din acest match anunțat de arbitru. Pasă către numărul 16. A fost unul din receiverii preferați de QB-ul celor de la Reșița. Azi, în urma acestui play, a reușit să câștige aproximativ 9 yards. Sunt la second and one, cu mai puțin de 2 minute de joc rămase. Foarte, foarte greu de crezut că se mai poate schimba ceva în
în rezultatul jocului, că se mai poate întoarce acest scor în momentul acesta. Pasă incompletă pentru Reșița. Reșițenii în acest moment pot doar să e destul să îngenuncheze. Riscă și câștigă primul down. Penalizare în urma acestui play. Bravo, Sabi! First down pentru Reșița, însă penalizare pentru unnecessary roughness. Numărul, dacă am înțeles corect, numărul 33. Screen pass pe partea dreaptă, obțin 25 de yards în urma acestui play. Nu înțeleg de ce mai riscă. Din punctul meu de vedere, e un risc inutil chestia asta. Au meciul în buzunar. Run numărul 3 pe partea dreaptă și reușește să înscrie. Touchdown Reșița Locomotives. Scorul este în acest moment de 18-0. A marcat pentru echipa reșițeană cu numărul 3, Ronaldo Tomasello. Același Ronaldo Tomasello reușește să mai marcheze pentru a doua oară azi și să ducă scorul la 18-0. Locomotivele reșițene încearcă să transforme un field goal prin numărul 16, Vlad Rus. Și transformare reușită. Field goal reușit de Reșița Locomotiv, scorul urcă în acest moment la 19-0. Yeah.
Returnează numărul 23 până la linia de 42 de yards. Aproximativ 8 secunde rămase din acest match. Șase yards câștigați în urma acestui run. QB-ul în acest moment este numărul 16, care este unul din este al doilea QB al echipei. Numărul 16, Dennis Filaton. Și o pasă completă. First down Cluj Crusaders și iese afară după, să vedem dacă mai este timp. First down Cluj Crusaders. După o pasă completă a numărului 16, Denis Filaton, către numărul 23, Dan Crâșnic. Denis aleargă cu mingea și câștigă vreo 6 yards, însă prea târziu. Meciul se oprește. Poate trebuia să înceapă mai repede. Cu acestea fiind spuse, meciul nostru s-a încheiat. Reșița Locomotives câștigă cu 19-0 în acest meci din a doua etapă a campionatului național de fotbal american.